Vă trimis salutări din tren, din partea unei surori. O surară în tren, se numește Maria și este o surară avocată, o avocată care merge să câștige o cauză. Dragi frați, sunt în tren și aș vrea să primesc, dacă este posibil, o lămurire sau un consiliu. Cum să ceri iertare corect lui Dumnezeu pentru păcatele noastre și cum putem să fim siguri că am fost iertați. O îmbrățișare afectuoasă din Italia. Binecuvântări, Maria, slavă Domnului, aleluia, aleluia. Bună întrebare! Înainte de toate, călătorie plăcută cu trenul, aleluia. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe frații noștri avocați, au nevoie de rugăciuni. Avocații cauzelor câștigate. Ea vrea să știe cum să ceri corect iertare pentru păcate și cum putem să fim siguri că da, am fost iertați. Pentru că aceea îți dă o pace și o liniște când știi că Dumnezeu te-a iertat. Știi de ce ea ne întreabă? Pentru că diavolul este mereu ca să-i condamne pe frații noștri pentru păcatele care le-au făcut și s-au pocăit și diavolul nu-i că iartă. În Apocalipsa 12:10 spune, diavolul este acuzatorul sfinților. Apocalipsa 12:10. Acuzatorul fraților noștri, el își petrece toată ziua să-i acuze pe frați. Și problema este că Dumnezeu uneori trebuie să-l asculte pentru că are dreptate. Așa că s-a întâmplat și cu Iob. Nu-i că Iob era așa pur și imaculat. Problema pe care o avea este că era prea încrezut. Dar nu este doar diavolul care ne acuză, ci și ne autocondamnă. Da, ne dă spiritul în care noi ne autocondamnăm. Noi îi dăm o mână de ajutor diavolului și uneori chiar prea mult. Dacă nu rămânem bine în comuniune cu Domnul, este ușor pentru diavol ca să se apropie, ca să ne facă să ne simțim în inima noastră că Dumnezeu nu ne-a iertat. Și minciunea asemănătoare. Să mergem la 1 Ioan 3. În 1 Ioan 3, Dumnezeu vorbește celor dintre noi care se autocondamnă, care seara nu pot să doarmă pentru un păcat care s-a întâmplat ani în urmă, cu luni în urmă, și diavolul este acolo ca să mestece lucrurile urâte în oala sa. Tu ai făcut asta, tu ai făcut cealaltă. Dar dacă tu te-ai pocăit și nu mai faci, este logic că este el diavolul. Așa cum spunem Psalmul 103, cât de departe este răsăritul de apus, atât de departe a mutat el fără de legile noastre de la noi. Dumnezeu ne iartă. Este de ajuns să regretăm. Acesta este actul magic, pocăirea. Dacă eu mă pocăiesc, pot să fiu sigur că am fost iertat? Trebuie să te uiți la ceea ce spune Dumnezeu. Și unde mă uit? În 1 Ioan 3, 20 și 21. La aceasta trebuie să crezi, nu la ceea ce simți în inimă. Este lume care în inimă simte că trebuie să meargă să omoare pe cineva. Ceea ce simțim în inimă nu are importanță. Important este ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că dacă inima noastră ne condamnă, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă inima noastră ne condamnă, avem cutezanță înaintea lui Dumnezeu. 1 Ioan 3, 20 și 21. Dacă inima noastră ne condamnă, dacă inima noastră ne condamnă, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Ai înțeles? Așa cum spune Ieremia în capitolul 17, inima omului este răutăcioasă și stricată mai presus decât orice lucru. Inima noastră este răutăcioasă. Simt în inimă că voi fi răpit. O simți tu. Dar ce spune Dumnezeu? În 1 Corinteni 4:4, fiindcă nu știu nimic prin mine însumi, totuși nu prin aceasta sunt declarat drept, dar cel ce mă judecă este Domnul. 1 Corinteni 4:4. Conștiința este ceva volatil, depinde de persoană. Eu nu știu dacă Hitler avea o conștiință. Este lumea astăzi care nu știe ce este conștiința. Sunt inconștienți, dar conștienți nu. Recitește, te rog. Totuși nu am prin aceasta, totuși nu prin aceasta sunt declarat drept. Pentru că el o explică în Romanii 7 Ceea ce nu vreau să fac, fac, sunt sclavul păcatului. El vorbește de partea sa păcătoasă. Cine astăzi face rău, știind că este rău? Mulți dintre ei cred că este corect ceea ce fac. Merg să facă războaie, violențe, strupuri. Și nu toți fac lucruri greșite știind că sunt greșite. Mulți fac lucrurile greșite, oribile, crezând că sunt corecte. Și atunci Paul aici vorbește de partea sa carnală, de corpul său păcătos, de conștiința sa. Noi avem o conștiință în carne și după aceea avem conștiința în Hristos bazată pe cuvânt. Avem două conștiințe. De ce? Pentru că suntem două persoane. Aveam o persoană născută din nou spirituală cu conștiința în Hristos și după aceea avem vechea noastră persoană care va muri cu conștiința în carne. Dar când Paul spune nu am conștiință de nicio vină, se referă la păcatele sale în carne, se referă că el greșește și crede că nu greșește. Nu am conștiință de nicio vină. Doar în pocăirea în Hristos, vina este curățată. Dar spune că nu am cunoștință de nicio vină. Ce înseamnă? Că nu greșește? Bineînțeles că greșește. Era inconștient? Nu e conștient, pentru că el vorbește de carnea sa, așa cum spune în Romani 7, în care spune, în corpul meu nu locuiește niciun bine. Dar nu sunt justificat chiar dacă mă simt corect. Cel ce mă judecă este Domnul. Și Dumnezeu în sângele lui Hristos ne purifică. Ca să răspundem corect Mariei, eu dacă am făcut un păcat și vreau să cer iertare lui Dumnezeu, tu spui că este suficient să-mi pare rău și să regret, Dumnezeu iartă-mă de păcatul pe care l-am făcut și nimic altceva? Da, nimic altceva. De ajuns să-ți pare rău în Hristos, ce înseamnă? Să ai opere, să ai roade. În Proverbii 28:13 spune, cel ce își acoperă păcatele și le mărturisește, acela va primi milă. Dar în inima ta se întâmplă că tu încă te simți vinovat, pentru că acolo a intrat diavolul și tu nu ești în comuniune îndeajuns cu Dumnezeu și mergând chiar pe lângă comuniune, ești în teritoriul diavolului și el ajunge și te acuză. Tu, nenorociturile, ești un disgrațiat, ești vinovat și te chinuie. Nu-i că el ține cont că că tu regreți, te-ai pocăit și se uită la roade. Tu, adulter, te-ai pocăit, ai roade bune și ai regretat, mergi pe drumul cel bun. Nu-i că diavolul te lasă așa ușor. Dacă eu mă regret sincer, sunt iertat, chiar dacă am sentimente de autocondamnare, acelea sunt din partea diavolului, pentru că eu trebuie să mă bazez nu pe sentimentele mele, ci pe ceea ce Iisus a scris pe ceea ce a scris în cuvântul său, așa cum ai spus în Proverbii 28:13. Oricine mărturisește și le lasă și se lasă de ele, va primi milă. Dar cine se pocăiește și le reface, acolo este un reintră de 7 ori câte 70 și este un număr simbolic. Este imposibil ca să faci același păcat de 490 de ori. Dar Iisus, acest număr simbolic, l-a dat pentru că ori de câte ori fratele tău se pocăiește, tu îl ierți. De câte ori faci un păcat în acea zi? De 2 ori? De 3 ori? Dacă ești un nenorocit cu permis, de 4 ori? Dar este nevoie. Însă, dacă teoretic tu regreți de fiecare dată, tu trebuie să-l ierți. Ce spune Iisus? Când fratele tău se pocăiește și regretă, tu nu trebuie să aștepți roadele, trebuie să le ierți și după aceea fructele vor arăta, roadele vor arăta. Dar dacă roadele vor ajunge peste o lună, nu că eu nu-l iert. Îl iert prin credință, așa cum Iisus a spus adulterei din Ioan 8, nu te-a condamnat? Nu, nici eu nu te voi condamna. Noi nu știm dacă această femeie era merita. Poate mâine s-a dus din nou la pat cu același tip. Dar să supunem să vedem că Iisus a iertat-o și după aceea sunt treburile sale. Dacă ea spune, eu poate, acum mă întorc la păcat, atunci, în mod automat, tu ai pierdut iertarea. Ne-am înțeles? Dacă tu mergi în tribunal și judecătorul spune, tu ai făcut această crimă, însă, pentru un motiv așa și așa, te iertăm, mergi liniștit și mâine îl prinde din nou cu aceeași crimă și judecătorul ce va spune? Liniștit, îți facem abonament și te iertăm de fiecare dată. Nu se va întâmpla așa. Ei va spune așa, ascultă, aici nimeni nu este prost și tu atunci, având în vedere că tu ai continuat să repezi, te duci în închisoare. Dar tu, judecătorule, ieri m-ai iertat. Nu, acum te duci atunci te duci la închisoare. Nu trebuie să te joci cu Dumnezeu. Dar dacă unele păcate le repetăm în continuu, să fim nervoși, superbi, acelea toată viața învățăm cum să le controlăm și ori de câte ori cerem iertare, suntem iertați, este de ajuns să fim sinceri, da, de ajuns că dorim să fim mai buni, să învățăm și să ne corectăm. De ajuns. Foarte bine, ai descris foarte bine ce înseamnă. Dragostea lui Iisus este imensă, este imaginabilă. Mulțumim, Iisus. Mulțumim pentru sângele Tău. Iată, eu în timp ce mă rugam, am primit o mică profeție referitor la aceasta, la acest e-mail pe care l-am primit. Mulțumesc, Iisuse, pentru că ea ne-a trimis acest e-mail acum câteva zile, călătorind în tren. A repetat aceeași întrebare și ne-a întrebat dacă am uitat de ea. Nu, noi n-am uitat. Am pus-o aici la radio ca să-ți dă răspunsul. Un pic mesaj din partea lui Iisus. Spune Iisus, pentru tine și pentru frații care sunt în aceeași barcă, care se simt condamnați. Spune Iisus, fiecare păcat al vostru este un semnal al meu că este timpul că trebuie să reîncepeți. Resetare spirituală. Este copilul meu care începe să învețe, să meargă, să reactualizeze. Cade și se ridică, greșește și îl corectez. Ioan 15, 2 și 3. Pe fiecare blădiță care este în mine, ne aduc în rond, el o îndepărtează. Și pe fiecare blădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă mai mult rod. Voi sunteți deja curați din cauza cuvântului pe care vi l-am vorbit. Ioan 15, 2 și 3. Aleluia, slavă Domnului. Continuă mesajul. Spune Domnul, nu vă descurajați pentru greșeli, pentru căderi, pentru păcate. Dar învățați, cereți-mi iertare, reîncepeți, iertați, reimpostați, readmiși la prezența mea. Nu vă uitați la dușmani care vă condamnă mereu, chiar și după pocăința voastră. Eu sunt Domnul, eu iert, eu mereu te primesc. Și cum n-aș putea? Eu v-am iubit mai mult decât viața mea pe care v-am donat-o pe cruce. Isaia 43, 25. Chiar eu, sunt cel ce a șters fără de legile tale de dragul meu și nu-mi voi aminti păcatele tale. Ieremia 31-34, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Isaia 44-22, eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață, întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Isaia 43-25, Ieremia 31-34, Isaia 44:22. Mulțumesc, Iisuse, pentru mesajul Tău. Mulțumesc. Spune Domnul, dragă surioară, Maria se numește această surioară, nu? Da. Dragă Maria, întoarce-te la mine. Eu te-am răscumpărat. Întoarce-te la mine. Tu ești a mea. Eu te-am salvat, te-am purificat, te-am spălat. Nu cu isoposul, ci cu sângele meu. Întoarce-te la mine și ori de fiecare dată te vei întoarce la mine, de fiecare dată când voi, fraților toți, vă întoarceți la mine, Eu vă primesc, nu vă resping. Cel ce vine la mine, eu nu-l voi da afară. Eu sunt Domnul. Aleluia! Mulțumesc, Iisuse! Aleluia! Angela! Grație, grație, Doamne! Maria, aveam și eu nevoie de această întrebare și răspuns. Mulțumesc!